Bună dimineața, astăzi 14 martie 2023. Revenim cu un videoclip. Apoiat e proiectele duminică 5260, care a făcut 15-14 vii. 9 sunt acolo la ea. Cinci am pus la o doică. Uitați, se mai și smulge. Tata puiilor masculul din Austria, 97 de puncte, ureche de 24 de centimetri. Aici cealaltă femelă cu 11 pui, am lăsat 9, 2 și sunt la matcă. Și o mamă foarte bună, prima pui a făcut 10. Tineret, uriaș. Metisa de fluture, cu 5 pui de californie, 3 a ei. Restul ne-am încercat în altă parte. Femela din Austria, cu masculul de la Mihai Blaga, din octombrie. Fiul din Tancu cu baba. Aici un masculaj, frate cu femeluța. Foarte frumos și el. Scrofița. Niște mitiși, foarte bine le merge. Ei am cumpărat Verselaga Muzli cu Energies, Champion, cu orzoi, covăz, porumb, floare soarelui, în amestec, cu roșcove. Un cocoș de lehor, metis. Aici am metis cu 11 pui, a dus 12. Aici alți metiși. Aici am metis și de la femela de fluture. Are două femele metise, o femelă de californian. În 21 așteptăm această femeie să puie. Dincolo, aici avem puișorii ei, cu neamțul. Masculul de californian. Aici de Rexy. Mela din Austria. Cu puișorii în coib. Și ea puia mulți. 14. Sunt 10 aici la ea, unul a murit, a rămas 13. Aici am metisa, 10 puișori are, îi duce pe toți foarte bine. Mulțumim la Dumnezeu pentru aceste cuiburi. Aici avem 10, 10, iar din coace 9. Și cu 9, 38 de pui, de la 3 femele, randament foarte bun. Vă doresc o zi de marți binecuvântată, succes tuturor crescătorilor de iepuri. Aici o găină gât golaș și cu New Hampshire puică. Australor, pe albastru avem, pe negru și splash. O zi bună, la revedere!